facem cunoscute câteva lucruri. În primul rând, am să vă prezint colegii care sunt prezenți la conferința de presă. Este vorba de Dragoș Raul, președintele organizației de tineret a PNL Sălaj, și Bota Ionuț. Bote, scuze, tot. Bote. La fel din organizația de tineret și pe domnul Nistorescu Radu, cred că îl cunoașteți. Vreau să facem totuși cunoscut și totodată să le mulțumesc celor din organizația de tineret pentru eforturile care le-au depus în vederea strângerii de ajutoare, de realizarea unui sprijin pentru zonele cu probleme, în special din Moldova, unde am și avut solicitări și la un moment dat prin organizațiile noastre din zonă, din Botoșan, spre exemplu, am primit chiar o solicitare de a încerca să găsim un sprijin pentru familiile afectate, astfel încât au trecut și ei la treabă, au avut un cort amplasat pe platou, la fel au fost și colegii din Șimleu, organizația din Șimleu, care au strâns ajutoare. Da, am să-i las pe ei să vă spună mai multe despre cum s-au desfășurat lucrurile, ce au reușit să strângă. Au făcut deplasarea într-o localitate din Moldova, din Botoșan, și ce s-a întâmplat? Bună ziua, numele meu este Raul Dragoș, sunt președintele organizației de tineret Zalău. În primul rând aș vrea să mulțumesc oamenilor cu suflet mare din oraș, nu în ultimul rând sponsorilor, care ne-au ajutat foarte mult în această strângere de fonduri și haine, alimente, pentru a-i putea sprijini pe cei afectați din Moldova. În acest sens, în data de 21.07 am descărcat un camion de 15 tone de haine și alimente, mobilier, electrocasnice, alimentele constând în conserve, brânzeturi pasteurizate, făină, zahăr, ulei, pâine, apă plată. Aceste ajutoare au fost descărcate în comuna Miheileni, județul Botoșan, și în satele aferente acestei comune. Comuna este amplasată la graniță cu Ucraina. Datorită inundațiilor, pârâurile care vin din Ucraina au făcut un mare dezastru în această comună. Foarte multe case dărâmate, inundate. Oamenii au fost foarte entuziasmați de ajutoarele primite, deoarece nici din partea guvernului, nici a altui partid sau organizație non-guvernamentală nu a venit niciun ajutor. Alături de noi a fost președintele TNL Botoșan, Sergiu Zvâncă, care ne-a îndrumat spre această localitate, deoarece în alte localități din acest județ au mai fost duse ajutoare. Ce să vă mai spun? Vreau să le mai mulțumesc încă o dată oamenilor cu suflet mare din oraș. Vă mulțumesc! Mai exact, aveți o evidență cât alimentul a fost, că a zis în total. Da, deci la fiecare familie în parte s-au dat conserve. Cu cantitățile care au fost de alimente. Deci, spre exemplu, 300 de kg de făină. Deci au fost 300 de kg de făină, 500 de sticle de apă plată, 500 de pâini, poate chiar mai multe, câteva zeci de kilograme de zahăr, câteva zeci de baxuri de ulei, brânzeturi au fost peste 100 de kilograme, conserve și pateuri, zeci de baxuri. Și la fiecare
casă au fost date și anulat din fiecare câte ceva din aceste produse. Din zadul da. Da. Ce la ce anume la? La încărcarea camionului? Da, la. Să vedem și noi ce s-a întâmplat. A fost o... Am depis noi de cineva cu camionul și l-am încărcat seara pe platou unde am avut punctul de strângere de fonduri. Am mai avut la sediul TNL unde a fost plin de haine și deci am încărcat din... Vis-a-vis de Veșelăinii. În centru, în stația de autobuz. Era cer pentru... Pentru organizația locală era... Ba da, îi lăsăm și pe pensionari. Sunt două încăperi acolo. Și asta a fost o acțiune separată de acțiunea organizată de pompieri și de... Da, separat. Da. A fost organizată doar de organizația TNL și PNL. Și cât timp s-a desfășurat această acțiune? 2 săptămâni. Erau pe platou, dar erau în spate. Erau și anunțuri, am dat și la magazin Sălăjan anunți. Erau afișate și la intrare în primărie, afișe... Nu vă citiți propriile ziare. Afișate în... Într-adevăr, am încercat să găsim și o mașină, să nu cheltuim foarte mulți bani pentru transport. Am găsit o mașină pentru transport, însă nu avea prelată. Aici au fost niște probleme. Până la urmă s-a rezolvat și problema asta încât să... se poate efectua. De aceea nu se știa exact când se încarcă. Era programat practic pentru luni dimineață, s-a ajuns nu știu, când ați finalizat? Miercuri. Am ajuns acolo și... Miercuri ați ajuns, nu, dar da, plecarea de aici. Marți seara. În loc de luni s-a ajuns pe marți. Da, e bine că s-a reușit până la urmă și... A fost și asta o picătură în multitudinea de probleme create în județele și în localitățile din Moldova.